Salut! Astăzi vom începe să vorbim despre moduri și timpuri verbale. Dacă vrei să-ți aduci aminte ce înseamnă modul, află că reprezintă forma pe care o ia verbul atunci când vrem să comunicăm ceva. Spuneam că unele moduri pot fi predicative și personale, iar altele sunt nepredicative și nepersonale. Astăzi vom începe cu infinitivul, pe care îl regăsim în categoria de forme nepredicative și nepersonale. Un verb la infinitiv arată o acțiune sau o stare și reprezintă forma de dicționar a verbului. Spuneam mai devreme că această formă este nepersonală, adică nu își va modifica forma în raport cu persoana sau cu numărul.